Bineînțeles, mi-e la după scoici. M-a dus să filmez meduză. O meduză mare. Nu știu, nu l-am țepat, nu? Da, probabil. Apa este turcoaz, foarte limpede. Meduze. Ea la caută aur. Asta am vrut să spun. Aoleu! Aoleu! Apa este, te ține petrol. Chiar dacă vrei să te băi la fund, nu ai poți, că te ține deasupra. Aur sau petrol? Da, aur sau petrol. Da. Nisip foarte fin, foarte cald. Bate un pic vântul, ceea ce dă senzație un pic de răcoare. Umbrele de închiriat, șezlonguri de închiriat. Cu 30 de lei se lua și umbrelă și șezlong. Da. Pare mi se că era șezlongul 20 de lei, da? 20 de lei, 15 lei umbrela. Dacă e umbrelă și șezlong, ai reducere. Dead, finish. Finish. Jellyfish. Oceanul Indian, Marea Arabiei. Acum e și ora de rugăciune. Al-Mamzar, plaja Al-Mamzar Park. Trebuie să mai stau o săptămână aici ca să învăț un pic mai bine arabă. Al-Mamzar Park. Beach Park. Numai cioabe. Numai cioabe, uite. De astea se scrie pe ele Dubai, mai le încurci în casă. Se separa pasul. Da?
mai cărăm pietre de la 7000 de kilometri. Da. Pietre și scuici. Nisipul este exact ca în Zakynthos de marmură. Da, nu facem cumpără. Este asemănător, gen marmură. Da. Gen marmură, așa este. Cum o să fie în Tassos Marble Beach, ai înțeles? Gen marmură, așa. Este marmura alb. Alb și fin, da. Da. Nu, e altceva. În Zakynthos era, dar pietricele. Altă chestie, da. Uite pește, uite pește. Unde e fiș? Fiș? Dar era alb, da, exact ca nisipul era. Da? Fiș. Da. Avem și un salvamar. Cu pom, cu grătare, cu piscine, cu restaurante, cu tot felul de chestii. Plaja se întinde și în față și în spatele noastre. O să explorăm un pic mai târziu.